Sunt uscați? E uscat, domnule, ce om face Dumnezeu? Ia uitați, este mort. Mai recoltați ceva din ei? Nimic, nimic. Recoltă, vindem și vaci, și porci, și tot. Tantipena din Breben a semănat cu porumb un pogon din terenul deținut. Astăzi a mers la câmp să-și vadă cultura. Auzise de la vecini că au început să se usuce, dar nu a crezut. Acum s-a convins că semne bune nu sunt pentru toamnă și se gândește ce va face cu animalele din ogradă. Dar nu veneam acum, ce făceam eu la porci, la vacă, la păsări? N-avem decât să le tind dacă Dumnezeu nu plouă. Ce să le facem altceva? Le-am pus ierbicid, le-am și săpat degeaba, ia uite din ce altul. Vindem și ba și porci, tind tot. Păi de ce să facem altceva? Când din cauza secetei? Din cauza secetei, dacă Dumnezeu nu vrea să mai plouă, ce să facem? Dintr-un pogon la ce să dau eu mai înainte? Ha? E și vacă să-i dau uruială, e și porc, e și păsări, și da, noi nu mai mâncăm, că ce dracu să mâncăm? Ia uitați. Producția va fi mică? Ia uitați, păi cred că, păi să vede. Ia uitați, să mai face ăsta porumb, ia uitați, să mai face ăsta porumb, ia uitați, să mai face ăsta porumb, că nu se mai face. Numai cum era Ceaușescu odată, că umblam prin porumbii și ridicam țăvile până aici și se făcea, dar cu de unde? De unde dacă le-a furat, le-au dat dracu? Ia uite, le dea și degeaba le dea, dacă Dumnezeu nu ne plouă. N-avem să vindem tot, să stăm boier. Specialiștii confirmă că la nivel județean s-a instalat fenomenul de secetă, iar cele mai afectate culturi sunt cele de porumb și floarea soarelui. În lipsa irigațiilor, producțiile ce vor fi obținute în toamnă vor fi cu mult sub potențialul zonei. Pe teritoriul județului Olt s-au înregistrat temperaturi deosebit de ridicate, cu preponderență în ultima săptămână, când de fapt nu s-au înregistrat în nicio parte a județului cantități de precipitații. Aceasta vine să se adauge peste temperaturile deosebit de mari, care s-au înregistrat 33, 34, 35 de grade la umbră, specific la umbră, și ceea ce a făcut ca pe teritoriul județului Olt să apară destule zone cu început de secetă. Noi îi spunem secetă moderată. La nivelul județului Olt, prin organizațiile de udători, nu se mai efectuează irigații în condiții de secetă. La porumb se ajungea chiar la 10 tone pe hectar. Floarea soarelui peste 3 tone, 3 tone jumătate, deci în condiții normale. Acum, sau cum a fost și anul trecut, chiar au fost foarte slabe și unele culturi chiar au fost distruse complet de secetă. În județul Olt sunt cultivate cu porumb circa 100.000 de hectare de teren agricol, iar cu floarea soarelui peste 50.000 de hectare de teren.